Situație alarmantă în Glasgow, unde urmează să aibă loc summitul ONU pe tema schimbărilor climatice. Orașul din Scoția este inundat după ploile abundente din ultimele zile. Mai multe străzi din orașul scoțian Glasgow au fost acoperite de ape. Printre zonele afectate se numără și câteva dintre cele mai cunoscute părți ale orașului. Între timp, zeci de trenuri au fost anulate sau au avut întârzieri în Glasgow și în sud-vestul Scoției. Spectacolul de lumini de la Grădina Botanică din Glasgow a fost de asemenea anulat. Într-o declarație pe Twitter, organizatorii au spus că o jumătate de metru de apă blochează intrarea și drumul. Fanii echipei de fotbal Rangers s-au confruntat de asemenea cu avertismente că drumurile din jurul stadionului Ibrox au fost afectate de inundații cu puțin timp înainte de meciul cu Aberdeen. Situația alarmantă vine la 3 zile înainte de deschiderea summitului pentru schimbări climatice, care va avea loc duminică la Glasgow.